Nu ne permitem ca anul viitor să mai creștem taxe și impozite. Nu putem să venim cu încă o povară pe mediul de afaceri, spune Nicolae Ciucă. Ultimatum peste ultimatum și de la Ciolacu. Vrea reformă fiscală predictibilă, echitabilă, dar în 2025-2026. Despre calculele coaliției spune Răzvan Botea, editor la Ziarul Financiar. Eu cred că zice foarte bine că nu ne permitem, în sensul că nu își permit să mai pierdă voturi, pentru că evident că are legătură cu anul electoral 2024, super electoral 2024 și mult, mult mai puțin cu povara pe mediul de afaceri. Dacă ar fi murit domnul Ciucă de grija mediului de afaceri, nu i-ar fi pus taxe în primul rând și s-ar fi uitat în propria ogradă, adică la cheltuielile bugetului de stat. Dar cum mai multe voturi aduce majorarea cheltuielilor decât scăderea veniturilor, atunci evident că creșterea de taxe, deci împovărarea mediului de afaceri a avut întâietate. Deci da, cu are legătură cu alegerile. Anul viitor eu îl cred acum pe domnul Ciucă, la fel și pe domnul Ciolacu, chiar dacă nu tot timpul când au spus ce au spus aia s-a și întâmplat, dar de data asta eu chiar îi cred, chiar nu cred că vor fi creșteri de taxe anul viitor, decât dacă chiar o să vedem că e lată situația, s-ar putea să reușim să o mai dregem, să nu fie așa lată. În schimb, vom vedea alte politici pentru creșterea veniturilor la buget de stat îmbrăcate în, dacă vreți, chiar pomene electorale, și anume creșterea salariului minim. Cel mai probabil salariul minim va crește cel puțin o dată, dacă nu chiar de două ori și masiv. Și pentru bugetul de stat, creșterea salariului minim are un impact uriaș. Doar ca să vă faceți o idee, tot pachetul fiscal discutat anul ăsta și care a intrat în vigoare, uriașul pachet fiscal cu 80 de pagini, are impact bugetar cât a avut creșterea salariului minim acum cu încă 300 de lei.